Astăzi am încercat să aduc în discuție. Închipuiți-vă că în anul 2018, sfârșitul lunii noiembrie, se desfășoară alegerile parlamentare și ca rezultat, haideți să ne închipuim un scenariu, ca rezultat sunt Partidul Socialiștilor, este Partidul Democrat și partidul pe care îl conduce Maia Sandu, singură sau în acel bloc care eventual o să urmeze. Partidul Socialiștilor nu are majoritate să formeze guvernul. Noi împreună însă avem. Și noi suntem de aceeași viziune, avem aceleași idei în privința reformelor, avem aceleași idei în privința cum trebuie construită Republica Moldova pe următorii 4 ani de zile și trebuie să ne așezăm și să lucrăm la un acord a coaliției, să discutăm despre programul de guvernare, să discutăm despre guvern, despre majoritatea parlamentară. Pur și simplu ai strădit și ai spui, nu mă interesează, nu vreau să vă văd în ochii mei și nu vreau să discut cu voi și atunci ce facem? Deci dumneavoastră, Și împreună atunci cu ce Vladimir facem? Plahotniuc, Și veți sta atunci... la aceeași masă cu Andrei Năstase și cu Maia Sandu fără nicio problemă? Bineînțeles. Fiindcă când este vorba despre viitorul acestei țări, trebuie să lăsăm emoțiile și afecțiunile sau neafecțiunile deoparte. Deci dumneavoastră vă imaginați că, de exemplu, Andrei Năstase este șef de parlament, Vladimir Plahotniuc premier, și dumneavoastră cu Dacă Maia Sandu adjuncții șefului legislativului. nu contează formatul. Nu, 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 De așa nu guvernare contează. vă imaginați? Da, eu îmi imaginez. Dacă e vorba despre viitorul țării, da, așa trebuie să fie.